inspecție verde la marginea Bucureștiului. Ne luăm căței, ne putem supraviețui. Zici că e rudenie aici, da? Da, spatele plantat. Interesant ce mănăstire e asta. A fost catedrală, a fost catedrală mare, vechi. După aceea a făcut munte de gunoi și s-a terminat civilizația aici. Dacă e lut? Chiar dacă nu e lut, praf se adună de la vânt, se face un strat de pământ și acolo se adună și sementă și începe să crească vegetație. Cam așa o să se întâmple toate orașele după ce o dispară civilizația. După ce își dispară civilizația umană, cam așa o să se înverzească toate clădirile, blocurile de beton. Nu, uite în avion sus. Avion, monoplan. O, dau icoane la intrare. Fost cândva mănăstire ceva aici. Bă, dar mare catedrala asta, de câți ani este, de când? Și trece calea ferată pe alături. Numai că trenul coboară într-un tunel, nu știu cum, și nu se vede asta din tren, că aș fi observat. Ha? Dar toată lumea merge cu trenul pe aici, că iese de la gara de nord, din oraș. Nu știu în ce direcție merge. Da, am pus la aici. Da, și da, cum? Nu suntem curioși? Ceva scrie și pe poartă. Mănăstirea Chiajna Giulești. Metropolia Munteniei și a Dobrogei. Strict interzis accesul în ruină. Acces permis doar în Biserica de Lemn. Teritoriul este supravegheat video. Camera video sus. Vrei, îți fac eu cu telefonul meu poză, da, stai liniștit. Mare, n-ați stai să găsim un unghi mai fain, mai bun. Am o să ieșim tot pe aici, Sergiu. Da, că e periculos, că cu perișceala poate să prăbușească. Da, da, e bijuterie, trebuie... reconstruit. Bate în gardul ăsta sau sus în construcție ceva. Da? Crezi că face zgomot biserica? În bătaie vântului? Și nu scrie nicăieri de când, de cine a construit. Trebuie să căutăm pe internet. Scrie doar că e interzis și așa.
Mai vrei și la biserică? Mai vrei și la biserică? Ia uite, simbolul pravoslavniciei. Vultur cu doi. Păi de la Ruș, da. Vultur cu două capete. E simbolul Bizanțului, nu știu cum. Constantinopol. Hai de la o poartă de acolo să vadă și... să vadă și biserica. Sau vrei numai cu ruina? Cu bicicleta. Și de aici și de acolo, dacă vrei. Dă-mi eu masă. Dar nu-i voie, știi? Ei, dar păi, cine știe că eu când am făcut? Eu am făcut și video. Pentru video îți pui mască, da? Da. Dacă nu știam. Dar nu cred, Ana, tu crezi, eu nu cred că e în corona. Treaba ta, crezi, nu crezi, dar legea e legi. Legea 55 trebuie respectat, chiar dacă nu crezi. Așa o să fac. Ești prea aproape și nu se văd decât zidurile. Hai lângă ruina asta de daci papuc. Căi ferate abandonate. O grămadă de șine abandonate, căi ferate. Din secolul trecut. Gunoiul cum arunca la aruncă. Și gunoiul grămadă. Numai la noi aruncă spune. Intrarea Cupșani. E un ghetou aici, izolat din toate părțile. Oamenii trăiesc în București ca în vadul morii. Cu greu. Eu nu știu, stai să vedem cum toți doamne, că-ți pleacă în ordine. Dacă nu-i teritoriul tău, ce-ți faci ordine? Să fie vacă mea, eu salci. Și tren spălat. Corcoduș. Ștevi. Se joacă în drum. Și mai departe cred că noi. A? Mai departe noi trecere că-i calea ferată. Bă, ești aici, unul noi prin antecunul. Ei, da? Oho, câini răi. Strada naturaliștă. Trebuie să găsim cum ne fofilăm peste calea ferată. Dar cum nu e pe între mine, ai dacă pe aici? Da, mult mai, mult mai încolo. Am trecut. Un cocoș. Un câine lățos. Dar netuns niciodată. Nespălat. Da, ești
să știu unde să o luăm. Crezi că e drum acolo? Văd barieră, dar drum. Măcar o cărare. Da? Te cunoști ceva. И дакар стрэнж тот металл ост аузат, шини, вагуани, лар реутилизал, громада бани ар скуате, ши дин терену ост ар птя спак че, секстин дурашу мкуате, да ше сте энгецат, аморцит, аштепте времурь, ка спуны гяра пиел. Da, ca vezi, dar chiar e abandonat, e lăsat. CFR-ul e aproape falit. Pragul falimentului. Crezi că ai spus așa direct? E putut. Hai și eu. Și aici iară ghetou cu case izolate. Fără infrastructură, cel mai probabil n-au nici sistem de canalizare, nici apă curent. Fac focul cu lemne, cu cărbuni. Crezi că vine conductă de gaz încoace, mă îndoiesc, trece sub calea ferată cândeva. Și nimeram că e poluat aerul din capitală, mai ales iarna. Niște oameni se chinuie și n-au glas să spună ce suferă. Și noi ne chinuim. Este drum la stânga, este drum la dreapta. Gunoi aruncat la întâmplare. Porțiune mare din capitală arată în halul ăsta. Cărare? Sau pe acolo? Iar avion. Dar e mai sus acum. Un cățel. Am avut avionul, te-mi aduc aminte de filmul ăsta, tu nu filmi. Cu avionul? Ha-ha! Da, da. Pe lumea l-a văzut. Dar nu știu ce a fost, turn de apă sau foișor de foc, de cărămidă, cred că are mai mult de un veac. Nu mă fie că mă nici cât masca, că ajut și respirte pe meu. O? Baianu. Și pe oraș când merg așa și o lume e puțină, pe lângă mine e tot mă, nu mi-a dat așa masă pe barbă. De-am când mă bagă în metro, în aici, atunci e nimic. Așa? Așa nu aș zis. Locomotiva tricolor. Acum chiar așa vitez, nu mă vezi cu viteză, mă. Întârzi, cred că se grăbește. Cățăi.
aici oamenii locuiesc, viețuiesc, schinui. Este cățel la parte. Aici trebuie să-i mai zede. Și unde traversăm? Crezi că este pod ceva, trecere? Uite, Mihal, am putut băgat. Aha. Și ăsta e vechi, răstrăvechi. Hai, că noi pe aici am trecut. Primii noi două ori, amândoi am trecut. Da? Crezi că tot pe aici? Tot pe aici am trecut, oare? A? Tot pe aici am trecut? Da, dar mai fi acolo mai e. Legiunea Chitila. Au reapărut legionari. În mizeria asta. Era și de mirare să mă apară. Acolo-i prag, nu mai urca. A, nu, era pantă. Făceam pentru noi. Mersi. Era să închidă bariera peste noi. Ce mă? Așa că știu ce sol. Strada Piculini. Zici că e sectorul 1 deja? Da, de la București noi. Sau suntem până la podul Constanța. Da, podul Constanța e acolo, cred. În urmă, da? Înseamnă că suntem în București noi. Aici e asta, strana aceea care e cum cheamă. Acolo de noi, plec mai acolo și... Ți-a plăcut copac înflorit, a? Are nu cu flori. Fără frunze, dar cu flori. La noi nu vezi. O magnolie, avem numai cântic. Cu magnolie. Chupacabra. Basketbaliștilor e periculos în drum. Am ieșit la Lidl.